Salutare, fan Lego! Bine ați venit la încă un episod din mega seria Lego -CALYPSA! Din această săptămână, astăzi vom sta să discutăm un pic despre noile seturi Lego City anunțate, precum și două seturi noi Brickheads Harry Potter. Haideți să începem cu seturile Lego City. Prima noutate de astăzi este Lego City Wildlife Animal Rescue ATV, setul 60300. Deci, deja seturile Lego City au dat-o în categoria de numere 603. Deja așa repede s-au epuizat și 602. Noua serie are de-a face cu animăluțe și salvarea lor, pentru că desigur. Și în acest set avem un ATV, o mini dron acolo, o mini figurină și două maimuțe care sunt niște piese noi. Acum eu în mod normal ar trebui să fiu foarte entuziasmat despre piese noi și sunt, nu zic că nu, place și scorpionul ăla albastru închis acolo. Cine mai știe unde au apărut foarte mult scorpioni albaștri închis într-un singur set, să se scrie jos în comentarii. Hai că știu că știți. Dar, în acest caz, eu sunt de părere că mai muța. Lego care exista dinainte, care ați mai văzut-o probabil și în seturile Skybound de la Ninjago, era mult mai bună, era mult mai articulată, era mai mare, se putea prinde în mai multe locuri. Înțeleg. Mm, înțeleg, maimuța asta este mai, ușoare de produs, că e o singură piesă, mai maimuța cealaltă era făcută din în jur de o piese. Asta e mai ușoare de produs, face setul să fie mai ieftin, dar nu e atât de versatilă și era chiar foarte, foarte, foarte faină maimuța aia. Nu știu, ziceți și voi părerea în comentarii care mai maimuță vă place, asta sau cea veche. Noi mergem mai departe și urmează 6066660301 60301, Rescue Offroader și aici începe să se vadă un pic mai bine schema de culoare a acestei teme noi, roșu cu bej, cu roșu închis acolo și îmi place foarte mult, îmi place cum tot găsesc combinații de culori. Ce e important de observat la setul ăsta, se întoarce șarpele care până acum a apărut doar ca și Nagini în nu în setul Harry Potter, în seria de minifigurine colecționabile Harry Potter cu Voldemort, da. așa acolo, dar acolo nu era cu print, aici are un print foarte fain maro pe el, arată super. Avem și un leu acolo sus și un puiuț de leu care arată atât de bine, uitați-vă la el, uitați-vă la el. Ce fain în rest, o mașină, e un set 4 plus, nu știu dacă am zis, avem și un personaj cu nume Jessica Sharp, care pare așa mai, mai junglistă, așa. se pare că nu, nu e chiar în uniforma de rescue, Bun, mergem mai departe, 60302 Rescue Operations, operațiunile de salvare, include un elicopter, un, un vehicul pe șenile, acolo. Evident, starurile acestui set sunt noul elefant și noul pui de elefant care sunt inclus, sunt foarte, foarte, foarte drăguți. Elefantul, dacă nu mă înșel, folosește ca piesă de trompă coarnele alea ce au apărut la Monkey Kid în prima primul val, nu vi se pare? După care avem un croco acolo, nu, crocodil, că dacă e cu elefanți, crocodil, aligatorii sunt doar în America de Nord, din câte țin minte. Și ce îmi place super mult, vedeți, o ușorul la acolo, care a crăpat și este un ochi de, de crocodil din el. Super, adorabil, foarte frumos. Și mai avem o mai maimuțică acolo. Se pare că forma aia de gips merge și pe mai maimuțică, zicem că e rănită. O grămadă de banane. Deci cred că aici au dispărut toate banalele care trebuiau să fie în seturile Minions. Încă mai multă acolo pe acoperiș. Da, elefantul arată foarte, foarte fain. Păcat că nu are picioarele articulate. Dar ar fi fost fain să poată fi pus așa cumva cu picioarele ridicate sau ceva. Copacul ăla se poate răsturna ca să ai după aia ce să salvezi. Helicopterul pare destul de, destul de standard așa pentru un set Lego City, dar după cum realizăm cu toții, toată lumea o să vrea seturile astea pentru animale. După care mai este unul pe care trebuie să vi-l arăt. Include un elefant, o mamăleu, doi pui de lei, pui de leu, pui de lei, pui de leu. Dintre care unul este gri, pentru că dacă vă uitați acolo sus pe stâncă, tăticul lor este și el gri cu coamă bej. Foarte interesant. Știu că există așa numiții lei aurii în realitate, care sunt așa mai deschiși la culoare, dar nu am știut că există lei gri. Trebuie să caut pe net să văd. În rest, construcția include un camion, motocicletă, un fel de mini avion delta plan, ceva de genul. Iar niște mai muțici acolo în copac, niște turnuri. Punctul foarte aici este leul acela gri, care arată superb, chiar și la rezoluție foarte, foarte mică. Și la finalul categoriei ne uităm la un set care mă face să cred că LEGO a auzit toate miștourile pe care le făceam eu despre ei. Și ce o s gândit ei, au zis, hai să închidem gura lui George, hai să dăm un set în care să fie și poliție și pompieri. No, merci. 60308. Police and Fire Rescue, mi se pare că se numește în engleză. Avem un far acolo, de fapt nici măcar nu e... Uitați-vă și voi. Deci el trebuie să fie un fel de far, dar tot ce are e o lanternă din aia de mână acolo pe vârful acoperișului, că de desubt e o consolă cu ceva calculator. I don't know. Include un elicopter de poliție, un fel de far stație de poliție acolo, o navă de pompieri cu un lansator din ala gigantic de apă și o barcă de hoți care pare să fie în flăcări. Deci, cum e mai bine? Dacă hoții au furat aurul și fug cu barca și barca ia foc, nu mai bine îi lași să sară în apă hoții, să scape și prinzi așa decât să mergi să dai cu apă pe ei și nu, nu știu, nu, 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 nu știu care sunt prioritățile aici. Ce mă face pe mine foarte curios este ambalajul la setul ăsta pentru că vreau să văd dacă vor face reclamă la barca pompierilor ca fiind în stare să plutească. Eu din câte știu piesa asta din care e făcută barca este unitară și ar trebui în teorie să plutească. Dar ar fi foarte ciudat chestia asta pentru că barca hoților evident nu plutește. Se vede că e făcută din mai multe piese și nu ar pluti. Poate asta face parte din idee să înceapă să se scufunde barca hoților. Am foarte multe întrebări despre setul ăsta, după cum vă puteți da seama. Vom afla răspunsurile în momentul în care apar mai multe poze, în care apare setul pe rafturi, etc. Cam asta a fost cu Lego City. Haideți să ne uităm la... Stop, 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 stop. Trebuie să întrerupem un pic episodul ăsta pentru că aseară tocmai a fost anunțat un set nou de la Star Wars. Setul 75314 The Bad Batch, inspirat din echipa aceea de clone, să zicem, nu tocmai de calitatea întâi care au fost produse de către Republică și care au devenit propria lor echipă și au mers în toate misiunile lor speciale, sunt niște personaje foarte îndrăgite. Tocmai a apărut și primul sau primele două episoade din serial, cred că primul episod deocamdată, o să mergem să ne uităm și la ăla în curând. Deci, setul este un set destul de măricel, conține 969 de piese, foarte mare, nu m-aș fi după poza. Naveta este clar inspirată din navete cum am mai văzut de la Star Wars în stil Lambda, cum este cea la care că am făcut review acum foarte recent, îi se ridică acolo aripile. Mi se pare ciudat că echipa sunt 5 la număr, 5 clone, dar în navetă nu cap decât 4. Mm, ok. Probabil că ar fi și prea mare dacă încerca să bage 5, dar partea bună este că, în primul rând, a pus naveta, puteau să pună ceva micut și nesemnificativ. Pe lângă naveta, puteau să lase doar naveta, dar au inclus și două speedere, unul dintre care seamănă foarte mult cu cel din pachetul cu 501, dacă nu mă înșel, nu? Pe lângă asta, au inclus și echipa întreagă de clone, cum am zis, puteau să împartă în două seturi sau mai multe, e super tare că ne-au dat pe toate într-un singur pachet, plus un gong droid acolo. Uh, minifigurinele mi se pare că arată foarte, foarte bine, adică sunt la un nivel de detaliu... De fapt, sincer, e cam la ce ne așteptăm pentru LEGO Star Wars. Puteți zice ce vreți de LEGO Star Wars, dar la capitolul minifigurine întotdeauna au stat foarte, foarte bine. Setul se va lansa în august, de fapt chiar pe 1 august și atunci veți putea să-l comandați. Probabil că va intra și la precomandă cândva înainte de aia. Rămâneți pe site-ul nostru pe brickdepot.ro ca să vedeți tot timpul să fiți primi dacă vreți să puneți mâna pe el. Eu vă mulțumesc foarte mult să continuăm episodul de știri. Haideți să ne uităm la cele două seturi Brickheads Harry Potter care au fost anunțate. Uitați-vă la fața lui Harry acum, serios. Ce cu privire? Zici că se uită prin borcane, acum serios. Îl avem aici pe Hagrid, care este a doua versiune a lui în format brickheads de până acum. Trebuie să. Tu l-aveai tu pe Hagrid așa, deci așa arată Hagrid aici. Și acum comparați cu imaginea pe care o vedeți pe ecran. Deci sunt anumite diferențe, freza deasupra bretonului făcut mai diferit, haina evident că este alta și are evident umbrela lui roz acolo. Mini Harry, Mini Hermione și Mini Ron sunt și ei construiți aproape identic în afară de frizuri și ochelarii ăia. După care să mergem la următorul set care include pe Voldemort, pe Nagini și pe Bellatrix Lestrange. Și aici, înainte de orice, Nagini. Oh! Da, arată foarte drăguț Nagini. Are și un print acolo pe pieptuț. Presupun că e print. Da, că nu există brickheads cu sticăre. No. Ce vorbesc? Voldemort. Drăguț și, cu el, cu, și el cu un print acolo. Foarte simplă forma capului lui. Așa. Eu am o, am o părere despre Bellatrix aici. Și nu vorbesc de părere despre ea ca personaj sau ceva. Știu că în film avea părul maro. Dar cumva mi-o imaginez ca având părul negru în formatul ăsta brickheads. În minifigurine nu avea părul negru. Ba da. Ia, ia uite-te acolo, ia să vedem Hai ce bine e să ai o colecție întreagă de minifigurine Harry Potter la îndemână uh -huh. uh, Da, uitați, e negru Și de-aia cred că eu l-aș fi văzut ca negru și pentru Brickhead Dar poate s-au gândit că ar arăta prea monoton, prea monocrom cumva Deci da, înțeleg alegerea, dar cred că ar fi arătat totuși mai bine pe, pe negru sau maro închis nu? E greu un pic să-ți dai seama din poze, aici cred că ăsta e maro standard, dar cred că maro închis ar fi fost mai bine. Și da, Nagini arată foarte cute, dar nu-i tocmai Brickhead, știți ce vreau să zic. Adică poate dacă îi făceau capul cu adevărat pătrățos așa, cubic, poate ar fi arătat mai a Brickhead. Înțeleg de ce l-au inclus ca să fie așa un triple pack cumva, dar uh, putea fi mai Brickhead. Ok, cam atâta pentru acest episod. Mai am, mai, am, mai am, un pic și terminăm. Mai sunt câteva episoade scurte. Sper că rezist. Ne vedem la următorul. Mulțumesc că încă îndurați aici cu mine. Spor la construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!